În perioada aprilie-mai va fi efectuat un recensământ al calității serviciilor medicale în Moldova. Spitalele vor fi evaluate în privința disponibilității serviciilor și gradului de pregătire a personalului, transmite Infoprimneo. Viceministrul Sănătății Mihai Ciocanu a spus că recensământul va oferi o radiografie completă a situației reale din spitale pentru a concretiza lacunele existente și areile de îmbunătățire a sistemului. Datele vor fi colectate de către 24 de recenzori și 3 supervizori. Procesul va fi organizat de către Centrul Național de Management în Sănătate al Ministerului Sănătății cu sprijinul tehnic și financiar al Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. În Moldova sunt 70 de spitale, 3 dintre care sunt private.